Bine ați revenit la întrebări. Ultima întrebare a fost despre o manevră feroviară în care o locomotivă mică de manevră trebuia să schimbe locul a două vagoane între ele în niște condiții pe care vă propun să le mai ascultăm o dată. Aici vedeți desenul care ne arată despre ce e vorba. La capătul unei linii se găsește o porțiune circulară, de cale ferată. După cum vedeți, există și o pasarelă care trece peste linie, iar pe porțiunea circulară se găsesc, așa cum vedeți, două vagoane. Ca să le putem distinge, le-am colorat în albastru și roșu. Avem deci vagonul albastru și vagonul roșu. Mai avem și o mică locomotivă de manevră, o vedeți pe linia principală, care încape pe sub pasarelă, poate să treacă pe sub pasarelă, dar vagoanele nu. Și în aceste condiții găsiți șirul de manevre necesare pentru ca locomotiva să schimbe locul vagoanelor între ele, iar la sfârșitul manevrelor locomotiva să se găsească în același loc în care se găsește acum. Problema ar fi evident simplă dacă vagoanele ar putea să treacă pe sub pasarelă. Așa, în schimb, lucrurile se complică un pic. Am realizat o animație, după cât îmi dau eu seama, ea reprezintă varianta cea mai scurtă pentru a realiza schimbarea locului vagoanelor între ele, dar dacă cineva găsește o variantă care presupune mai puține mișcări, să-mi aducă la cunoștință, m-aș bucura să aflu că există și o variantă mai scurtă, mai rapidă. Să vedem animația. Cum ați văzut, a fost nevoie de 20 de mișcări ale locomotivei de manevră pentru a realiza schimbarea locurilor. Sigur că există mai multe variante pentru a face acest lucru, dar așa cum v-am spus, se pare că cea pe care v-am arătat-o este cea mai scurtă. Am primit răspunsuri corecte de la Dumitru Antonie, Gabriela Băbeanu, care mi-au trimis amândoi câte două variante, și de la Daniela Carmen Băluță. Le mulțumesc, îi felicit și să trecem la întrebarea de azi. Pe un râu se găsesc două debarcadere, debarcaderul A și, ce v-am spune că ați ghicit, debarcaderul B. Puteți să vedeți cele două debarcadere și râul în desen. Ele aparțin unei firme de turism și deservesc două vaporașe de divertisment,
identice, care fac zilnic câte două curse dus-întors între cele două debarcadere. O cursă dimineața și una după masă. Cele două vaporașe pleacă la exact aceeași oră, unul din A și unul din B, și se întâlnesc, adică trec unul pe lângă celălalt, la o distanță de 20 de kilometri de debarcaderul B. După ce ajung fiecare la debarcaderul de destinație, stau acolo o oră, apoi pleacă și parcurg drumul în sens opus. Și de data asta, ele se întâlnesc, așa cum vedeți pe desen, la 25 de kilometri de debarcaderul B. Cunoscând aceste două distanțe, puteți calcula cât este distanța dintre cele două debarcadere? Și o întrebare suplimentară. Puteți spune de câte ori este mai mare viteza vaporașelor față de apă, evident, decât viteza cu care curge apa râului. Nu uitați, această serie de materiale are ca scop să dezvolte gândirea, logica și înțelegerea fenomenelor simple, dar foarte importante din jurul nostru, din natură. Așa că vă propun să încercați să găsiți răspunsul, chiar dacă nu-l găsiți, încercarea de a-l găsi este importantă, pentru că gândirea nu se poate dezvolta decât prin gândire. Aștept răspunsurile voastre, mulțumesc pentru atenție, la revedere!